extrem de mult să vă revăd. Conferința de astăzi își propune să discute despre Constituția Ungariei dintr-o triplă perspectivă. V-ați putea întreba ce are Constituția României, Constituția Ungariei cu o conferință de presă din România. Are. Pentru că acum două săptămâni la Strasburg a fost o dezbatere extrem de aprinsă în Parlamentul European vis-a-vis de conținutul Constituției Ungariei, pentru că această Constituție a devenit sursă de inspirație și de îngrijorare pentru politicieni de aceeași categorie și cu aceleași opțiuni de dreapta autoritară precum domnul Orban, și pentru că, în egală măsură, această Constituție a Ungariei are un impact, și nu cel favorabil, ci cel destabilizator, în relațiile dintre Ungaria și țări din Europa Centrală și de Est. Și o luăm pe rând, cu toate aceste aspecte, și îmi cer scuze din start, dacă la început voi fi ușor didacticist, dar aș ruga tare mult să înțelegeți că este un subiect care trebuie tratat cu seriozitate, dar și cu mintea rece. Pentru că e foarte ușor să ne inflamăm, să dăm drumul la limbajul emoțional naționalist. Asta nu rezolvă niciunul dintre punctele pe care ni le propunem și mai ales nu ameliorează relațiile dintre România și Ungaria în cazul în care retorica naționalistă în cele două țări s-ar inflama. De ce Parlamentul European a fost îngrijorat în legătură cu adoptarea de către Parlamentul de la Budapesta a Constituției Ungariei? A fost îngrijorat pentru că, în bună măsură, Parlamentul European a constatat că această Constituție are prevederi nedemocratice. De la modul în care a fost adoptată prin impunerea unui proiect, dezbaterea sa în doar o lună de zile, fără participarea opoziției și fără participarea societății civile. Vă sună cunoscut când spun aceste lucruri. În egală măsură, Parlamentul European a fost îngrijorat datorită unor prevederi din această Constituție care aduc atingere unor valori și drepturi fundamentale, a unor standarde considerate până de curând unanim acceptate și de nepus în discuție de către niciun stat membru și nici măcar de state în curs de aderare sau care ar dori să aibă o relație instituțională cu Uniunea Europeană. Drept urmare, Parlamentul European a cerut Comisiei de la Veneția și v-am furnizat un document. Comisia de la Veneția sau Comisia pentru Democrație prin Drept este o structură a Consiliului Europei, la care România este stat membru, care evaluează legislația și constituțiile, legile fundamentale, din perspectiva standardelor democratice și a compatibilității lor cu legea internațională și cu alte documente internaționale relevante. La momentul când discutăm noi chiar în această dimineață, Comisia de la Veneția va face cunoscută opinia sa privind Constituția Ungariei. Am avut șansa să intru în posesia proiectului de document, pe care îl și găsiți pe site-ul meu, dar pe care, conținutul, sinteza și inclusiv cele trei coloane cu prezentarea conținutului opiniei Comisiei de la Veneția, vă sunt prezentate în documentele pe care le-ați primit. Ca să facem povestea mai scurtă, Comisia de la Veneția constată, între altele, 1. Maniera de adoptare a Constituției Ungare este nedemocratică. Vă reamintesc că și în 2003, când România a produs amendarea Constituției sale, a cerut opinia Comisiei de la Veneția și și atunci această organizație, cea mai prestigioasă și singura chemată să interpreteze și să evalueze legea, să stabilească compatibilitatea sa cu cadrul democratic internațional acceptat, a recomandat o dezbatere lungă, aprofundată, majoritatea opoziție, cu societatea civilă, cu actorii sociali, cu factorii interesați. Și numai la finalul acestui proces, adoptarea Constituției. 2. Comisia de la Veneția constată, între altele, reducerea competențelor curții constituționale, ceea ce este inacceptabil pentru independența
aceste instituții ca garant al respectării Constituției în fiecare stat membru și 3. Constată reducerea competenței Parlamentului Ungariei în momentul în care se constituie un Consiliu Bugetar care urmează să decide inclusiv dacă acceptă sau nu un proiect de buget. Dacă respinge proiectul de buget adoptat de Parlament, atunci, conform noi Constituției Ungare, guvernul cade și se organizează alegeri. Asta înseamnă că la Budapesta Consiliul Bugetar are de fapt dreptul de veto asupra bugetului și, mai mult decât atât, face să, ca Fidesz, actualul partid de centru-dreapta la guvernare, să-și prelungească puterea pe o durată indefinită, întrucât Consiliul Bugetar poate să respingă orice buget. Ori Comisia de la Veneția precizează în mod explicit, adoptarea bugetului este atributul suveran al Parlamentului Național, fie în codecizie, fie exclusiv, și vă reamintesc dumneavoastră și reamintesc și domnului Băsescu, care a fost entuziasmat de soluția găsită de domnul Orban. Revoluția din Anglia, revoluția burgheză din Anglia a început atunci când regele a stabilit taxe fără acordul Parlamentului. Ce surpriză! Ori, spuneam, al treilea element de îngrijorare. Comisia de la Veneția constată în capitolul D că articolul care spune Ungaria poartă responsabilitate față de soarta ungurilor trăind dincolo de frontierele sale. Și mai mult, ea trebuie să participe la realizarea drepturilor lor individuale și colective, inclusiv stabilirea autoguvernării comunităților. Citez și aveți documentul în față. Ori aici Comisia de la Veneția, care a mai judecat această speță într-o formă aproape similară atunci când același domn Orban introdusese legitimația de maghiar, a fost o cauză deschisă de România la Comisia de la Veneția, aceasta stabilește. Numărul 1. Un stat nu poate să poarte responsabilitatea față de cetățenii altui stat. Este contrar legii internaționale. Aveți în comunalele din textul pe care vi l-am dat această precizare explicită. Și mai spun, responsabilitatea pentru persoanele aparținând minorităților revine în primul rând statelor membre. Mai departe, Comisia de la Veneția specifică, nu există drepturi colective. Drepturile sunt individuale, fie că ele sunt realizate individual sau împreună cu alți cetățeni. Dar drepturile aparțin cetățeanului și nu originii de sânge a acestui cetățean cu o populație sau altă. Aceste elemente sunt, în opinia Comisiei de la Veneția, îngrijorătoare pentru că, numărul 1, încalcă ceea ce în legea internațională este numit principiul transteritorialității. Transborder principle. Asta presupune că un stat nu poate legifera și actul respectiv să opereze pe teritoriul altui stat, dincolo de frontierele sale. Ori, recunoașterea unei responsabilități explicite constituționale a Ungariei de a asigura aceste drepturi, repet, individuale și colective, contravine legii internaționale. Numărul 2. Alături de principiul transteritorialității, se încalcă o valoare fundamentală a legii internaționale, suveranitatea. Pentru că asta ar crea ipoteza în care o lege sau o autoritate dintr-un stat poate să se exercite autoritatea pe teritoriul altui stat. Și concluzia Comisiei de la Veneția este că o asemenea abordare este de natură să creeze, citez, creates inter-ethnic tensions, creează relații interetnice și mai menționează Comisia de la Veneția, poate să creeze probleme
și instabilitate în relația dintre statul care are o asemenea Constituție și statele vecine, acolo unde o comunitate, o minoritate aparținând statului respectiv sau având relații de sânge cu populația majoritară a statului respectiv, ar trăi. Acestea sunt elemente pe care România le cunoștea foarte exact din propria sa cauză discutată în 2003 și din interpretarea legii internaționale. Ori România nu a reacționat de niciun fel. Înainte de a intra în detaliile privitor la acest punct, vreau să mai spun încă un aspect. De ce este această Constituție periculoasă ca un contagiu și un factor de risc pentru funcționarea democratică a statelor din interiorul Uniunii Europene? Pentru că la foarte scurtă vreme după ce Constituția Ungară a fost adoptată, domnul Traian Băsescu ne-a anunțat triumfal că dorește să schimbe Constituția. Și ce își propune domnul Traian Băsescu? Între altele, o formulă de dezbatere complet nedemocratică, ce practic exclude și opoziția și societatea civilă și actorii sociali care ar dori să aibă o opinie. Numărul 2, domnul Traian Băsescu își afirmă simpatia și opțiunea pentru crearea unui consiliu fiscal, nu a unui consiliu bugetar, care ar urma să facă ce? Să aibă drept de decizie asupra taxelor și impozitelor și să deposedeze astfel Parlamentul de un atribut suveran al Parlamentului. Și 3, domnul Traian Băsescu le propune în proiectul său de Constituție să reducă simțitor competențele Curții Constituționale, exclusând dintre cauzele ce ar putea fi în viitor angajate de Curtea Constituțională, cele referitoare la taxe, impozite și buget. Sună izbitor de asemănător cu ceea ce se întâmplă la Budapest. Ultimul lucru pe care îl propune domnul Traian Băsescu este același spirit autoritar în care președintele, dincolo șeful guvernului, dorește să-și permanentizeze, să-și eternizeze puterea prin instituții paraconstituționale ce excet și competențelor Parlamentului, dar și termenelor constituționale de schimbare a guvernării prin rotație. Ori acum trebuie să-i spunem împreună domnului Traian Băsescu, în cazul în care o va face, se va confrunta cu aceeași situație ca și Ungaria, respectiv o dezbatere în Parlamentul European. Ce urmează să se întâmple în Parlamentul European vis-a-vis de Constituția Ungară? Numărul 1, în iulie va fi o rezoluție referitoare la Constituția Ungară. Rezoluția a fost angajată înainte de a fi avut textul opiniei Comisiei de la Veneția. Sunt convins că acum, având textul Comisiei de la Veneția, rezoluția aceasta va fi mult mai dură și că Parlamentul European va cere guvernului de la Budapesta schimbarea, amendarea Constituției recent adoptate. 2. Sunt convins că acest precedent creat de opinia Comisiei de la Veneția va fi în sfârșit bine înțeles și bine analizat de către domnul Traian Băsescu, de către profesorul de drept anticonstituțional Emil Boc și de către guvernul lor, pentru ca România să nu se confrunte cu o situație la fel de riscantă. Reamintesc și cu aceasta încheie partea introductivă. Ungaria, în timpul președinției sale rotative, a avut o dezbatere cu rezoluție pe legea presei și a fost obligată să schimbe legea presei și a avut o dezbatere pe Constituție. Cum s-a poziționat România în această dezbatere? Pentru că este ușor halucinant. Am cerut misiunii României la Bruxelles să-mi furnizeze informații despre Constituția Ungară, măcar o versiune într-o limbă internațională. Mi s-a spus că nu există decât pe hârtie și nu o pot primi electronic.